Cu două săptămâni înainte de relaxarea restricțiilor, România înregistrează noi recorduri în lupta cu coronavirusul. Au fost raportate 40 de decese în ultimele 24 de ore. Am depășit astfel încă de seara trecută pragul de 600 de morți de COVID-19, iar de ieri până azi au fost înregistrate peste 400 de cazuri noi. Dar datele ne arată că în țara noastră se fac printre cele mai puține teste din Europa. Specialiștii cred că trendul ascendent ar putea fi tributul plătit pentru relaxarea de Paști, când mulți români s-au înghesuit la cumpărături. Este poate și un avertisment, spun ei, că nu e cazul să ieșim încă din starea de urgență. La două luni de la confirmarea primului caz de coronavirus, România a înregistrat cea mai neagră zi. Numai ieri, 34 de oameni și-au pierdut viața. Deși autoritățile spun că țara noastră nu a fost atât de afectată de pandemie ca alte state, cifrele și calculele arată altceva. La noi, rata de mortalitate raportată la numărul total de cazuri confirmate se apropie de cea din Statele Unite ale Americii, cea mai afectată țară la nivel global. E posibil să fie legată această creștere și de faptul că ne aflăm la o săptămână după sărbători de Paște și, în mod evident, perioada de incubație fiind de 5-6 zile, astea sunt cazurile care au apărut după 6 zile de la Paște și noi discutam că e posibil, datorită întâlnirilor mai frecvente din perioada de Paște, să crească numărul de cazuri. România are mai puține cazuri decât alte țări europene, dar face și mai puține teste. România se pregătește de relaxarea măsurilor, dar la nivel european suntem una dintre țările care prelucrează cele mai puține teste. Iată o comparație cu alte state care se pregătesc și ele de eliminarea treptată a restricțiilor. La o populație de 1 milion de locuitori, Italia face peste 28.000 de teste, Germania depășește 24.700, iar Spania prelucrează aproape 20.000. În țara noastră se fac puțin peste 7.000 de teste, raportate tot la 1 milion de locuitori. Statisticile arată că noi suntem în continuare pe un trend ascendent în ceea ce privește cazurile confirmate cu noul coronavirus, dar și în ceea ce privește numărul de decese. Să ne uităm la ceea ce s-a întâmplat de Paști până acum, când am văzut cu toții, românii au ieșit în număr foarte mare din case, mai ales la cumpărături. Cu excepția duminicii trecute, când s-au făcut în jur de 4.800 de teste, cifrele arată o creștere clară a numărului de infectări. Iar autoritățile din România au anunțat deja relaxarea treptată a măsurilor de restricție, începând cu data de 15 mai. În ultimele 24 de ore au fost raportate aproape 10.000 de teste, cele mai multe de până acum, dar tot puține în comparație cu alte țări europene. Chiar și așa, oficialii spun că numărul cuprinde testele făcute zilele trecute, dar raportate mai târziu. Cu toate acestea, România se pregătește de ridicarea restricțiilor începând cu 15 mai, dar suntem oare pregătiți pentru asta? Ne apropiem de vârful pandemiei în România? O să vedem. Săptămâna următoare este foarte importantă. Există estimări cu privire la numărul de cazuri care ar putea să existe în România în momentul în care am atinge vârful epidemiei în țara noastră? Undeva în jur de 14-15.000 de cazuri. Între timp, în România apar noi focare, cele mai multe în spitale și cămine de bătrâni. Numai la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Costâna au fost testați pozitiv 101 angajați și 154 de pacienți. Este focar, asta este. Am plecat de la un angajat care a intrat asimptomatic. Noi am stat acolo izolat la locul de muncă 14 zile. A fost bine prima săptămână, după care a venit calvar. 34 de angajați ai Centrului de Recuperare Neuropsihiatrică de la Costâna. Din 101, vorbim despre cei declarați pozitivi, au fost aduși rând pe rând aici la Spitalul Județean de la Suceava și internați, și s-a luat această decizie pentru ca aceștia să nu meargă acasă să-și infecteze și membrii familiilor. La începutul acestei săptămâni, 242 de beneficiari și 59 de angajați de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Sasca Mica au fost diagnosticați cu COVID-19. La fel de gravă este situația și în două centre pentru vârstnici din Galați, unde au fost raportate până acum 31 de decese. Tatăl meu, din păcate, a decedat joi, după aproape o săptămână jumătate de fapt în comă. Familia oricum a decis de a lua în considerare posibilitatea de a formula o plângere penală. Printre ultimele victime din România se numără o femeie de 54 de ani din Bacău, diagnosticată atât cu gripă cât și cu COVID. La nivel mondial, numărul îmbolnăvirilor se apropie de pragul de 3 milioane. Coronavirusul a luat 200.000 de vieți.